Poate ai auzit mereu de la guru, hai să fim liberi financiar împreună. Intră în programul nostru și ajungi în 6 luni la libertate financiară. Uite cursul pe care ți l-am pregătit ca să ajungi independent. Libertate financiară. Nici nu pot să zic asta serios. Am fost mințit, la fel ca și tine. Libertatea financiară nu există și azi îți explic de ce. Dar înainte de toate, lasă un like la clipul ăsta ca să ajungi mai frumos și mai vânjos, ca Andrei Popa. Și bineînțeles, ajută și canalul să crească. Toată lumea vrea să ajungă liber financiar sau independent financiar. Ce înseamnă chestia asta? Libertatea financiară ar fi momentul ăla când nu mai ai nevoie de un job stabil cu care să te întreții. Nu mai ești nevoit să lucrezi pentru bani. Nu mai trebuie să depui muncă fizică, activă, care să-ți producă bani cu care să trăiești. Termenul de independență financiară este des asociat cu mișcarea socială FIRE. Financial Independence, Retire Early. Și o să începem acest minunat clip cu o discuție despre MLM-uri. Ca și multe alte domenii, libertatea asta financiară suferă de un marketing prost. Foarte multe din proiectele care îți promit libertate financiară sunt, cum să le zicem mai delicat, unele din cele mai bune exemple sunt MLM-urile. Bineînțeles, nu toate. Dar un MLM este un model de business în care tu cumperi niște produse de la alte persoane pe care mai apoi le vinzi altor persoane și persoanele alea altor persoane și tot așa. Ai înțeles ideea? Ai putea să spui că tipul ăsta de business seamănă cu o schemă piramidală? Ok, să zicem că seamănă, însă nu ar trebui să băgăm toate MLM-urile în aceeași oală. Printre cele mai populare MLM-uri din lume se numără Amway, Avon, Herbalife, Tupperware și Oriflame. Astea sunt firme care aduc venituri de miliarde. Dar cel mai important este că nu sunt create ca MLM-uri la început. Așa o să poți să vezi niște diferențe între MLM-urile astea și schemele piramidale. Schemele piramidale îi lasă pe cei de la bază, care vin ultimii, cu produsele în brațe, fără să mai aibă ce să facă cu ele. Dacă au produse, pentru că majoritatea schemelor piramidale nu au nici măcar un produs. Însă firmele astea menționate, ele oferă niște produse, chestii de cosmetică, chestii de casă. Poate ai auzit de Lifecare România, maica mea e de 14 ani manager în Lifecare. Și casa noastră este plină de produse din alea. Sunt foarte bune. Deci ai creat un business, ai niște produse bune care oricum îți trebuie în casă. Și sunt consumabile, da? În fiecare lună trebuie să-ți cumperi pastă de dinți, șampon, gel de duș, soluție de podele, detergent de rufe, detergent de vase. Chestii că poți să le iei dintr-un loc, sunt bio și atunci când te întreabă un membru al familiei de unde ai toate produsele astea, tu îi spui, uite de aici, dacă vrei să te introduc și pe tine în rețea, le iei mai ieftin cu 20%. Da, eu câștig de pe urma ta pentru că am recomandat. Deci, practic, ce câștig eu pentru că ți-am recomandat ție produsele astea este bugetul de marketing alocat de companie pentru cei care sunt deja clienți. Altfel, bugetul ăsta de marketing era distribuit pe la canal de televizor, poate influenceri, articole de ziar, suprapreț la raft din supermarketuri și atunci Lifecare România a decis să dea banii ăștia de marketing consumatorilor care oricum vor promova produsele dacă sunt bune. Faptul că încă sunt pe piață după 15 ani zice un singur lucru. Și la mine în casă încă este plin de produse de astea. Toată lumea folosește produsele lor. Tupperware fac casoletele alea de le vezi mereu prin filme. Pe de altă parte apar și MLM-uri de genul celălalt. Alea care îți ridică pancarta aia cu libertate financiară, intră aici și câștigă bani. Și nu prea se referă la produsele de bază care ar trebui să fie folosite. Așa că dacă te afli într-o situație de genul ăsta și vrei să alegi între niște MLM-uri ca să produci niște bani, fugi de alea care strigă la tine libertate financiară. Chiar dacă unii dintre ei au ajuns acolo. Mai întâi trebuie să vezi dacă ție ți se potrivesc produsele alea, ca după aia să poți să le recomanzi mai departe. Deci companiile astea mari s-au gândit foarte, foarte bine. Pentru că ce vine din gura consumatorului după ce a consumat produsele este mult mai adevărat decât dacă ai văzut o reclamă la televizor. Așa că e normal să te plătească pentru reclamă. În linii mari, orice schemă piramidală își creează tot marketingul pe principiul libertate financiară. Cu o investiție doar de 1000 de lei poți schimba viața. Vei bea cocktailuri în Caraibe. Vei fi propriul tău șef. Vei merge la tot felul de conferințe unde vei face networking. Da, când există doar tipul ăsta de marketare, e mai bine să fugi. Și am dat inclusiv peste un site. Pe site-ul ăsta sunt puse pe hârtie cele mai populare scheme piramidale din istorie. Dacă ne uităm în listă totuși, multe dintre companiile cele mai mari, Amway și Herbalife, sunt în topul acesta. Articolul mai menționează totuși foarte explicit cum firmele au fost investigate de către SEC, au fost probleme și amenzi, însă în final, SEC-ul a decis că este un model de business sustenabil, care nu minte practic utilizatorii, pentru că produc ceva care este folosit de populație. Linia de bază în toată discuția asta o vedem la Herbalife, unde un vânzător practic câștiga la o vânzare cam $5. Da, nu prea poți să schimbi viața cu $5. Ar trebui să fii printre primii care au intrat în compania asta, ca după aia cei care vin din urmă să producă bani pentru cei de sus. Trecem la numărul 2, sistemul bancar. Uite o listă cu țările care nu au o bancă centrală. Da, sunt țări foarte mici, iar o bancă centrală ar fi ușor inutilă, având în vedere că o bancă privată se poate ocupa de toate nevoile monetare. Dar mai e de menționat aici că țările astea nici măcar n-au o monedă proprie. Folosesc dolari sau euro, cu excepția Tuvalu și Kiribati, care folosesc tot un dolar, dar și-au trecut numele țării în fața lui. Și uite un alt fun fact, în Peru doar 2 oameni din 10 au cont în bancă. Deci nu prea există o țară recunoscută în lumea asta care să nu aibă măcar un sistem monetar. De exemplu, familia Rothschild este o dinastie influentă încă din anii 1700, care dețineau o avere enormă. Papa Er și-a împărțit averea între cei 5 fii ai lui și ăștia au plecat în diferite părți ale lumii. Au acaparat sistemul de comerț,
sistemul bancar și de justiție. Pe scurt, la momentul actual, urmașii acestei familii produc peste 8 miliarde de dolari anual din anumite entități pe aici pe acolo. Deci pentru că trăim într-o civilizație, sistemul bancar care există nu prea ne permite să fim liberi financiari. Depindem de un sistem bancar, însă mai rămâi până la capăt că o să aibă sens la sfârșit. Punctul 3 de referință astăzi este cei 1%. Libertatea financiară este foarte des asociată cu cei care sunt milionari și după cum am tot auzit în media, 1% din populația planetei face parte din clubul ăsta exclusivist. Aproape 56 de milioane de oameni. 72% din acești milionari sunt self-made și 28% au recunoscut într-un moment sau altul că au avut un start mai bun. Cum ar fi de exemplu Jeff Bezos, care a adunat capitalul de start pentru Amazon din fondul de pensie al părinților lui. Sau Elon Musk, care deși a împrumutat doar 20.000 de dolari de la taică-su, tăticul lui deținea și niște mine de diamante în Africa de Sud. În medie, vârsta la care cineva devine milionar este 50 de ani. De ce așa târziu, te întrebi? Adică pe internet îi vezi pe toți la 20-25 de ani cum se lăfăie în bani, cum să fie vârsta medie 50 de ani. Un răspuns foarte bun la întrebarea asta vine din partea lui Cordae. Sau Cordae? Cordae este un rapper, de care n-am auzit până acum, care conform Google face 350.000 de dolari anual și este parte din ăia 1% la doar 24 de ani. Însă, în timpul unui interviu a fost întrebat, deții cumva un trabuc cubanez de 100.000 de dolari? Clar nu. Ca să-ți permiți tipul ăla de trabuc, cred că ar trebui să ai undeva la 30 de milioane. În sfârșit, un om sănătos la cap. Și acum mergem în partea opusă la 6ix9ine. Net worth, 8 milioane de dolari. Deține un McLaren în valoare de 2 milioane, un lănțișor de 750.000 de dolari, un Rolls Royce de 300.000 și multe altele. Și dacă ne uităm totuși pe TikTok-ul lui, vedem că mereu se afișează și cu bani. Cash. Teoria mea este că ăia sunt singurii bani pe care îi refolosește în clipuri. De unde știu, am făcut și o chestie asta. Mie nu-mi place să am cash. Dar păstram niște cash mereu ca să mai fac niște clipuri explicative. Nu ca să mă lăfăi. Dacă vezi puști care se lăfăie cu banii pur și simplu, fugi. No such thing as libertate financiară acolo. Trecem la punctul 4, clasele sociale. În general se împart în 3 categorii mari și late. Numărul 1, clasa de jos, adică clasa muncitoare. Numărul 2, clasa de mijloc. Și numărul 3, clasa de sus. Simplu ca bună ziua, nu? Cei din clasa de sus se clasifică în old money. Persoane care au moștenit o avere mare, Rockefeller, DuPont, etc. Și new money. De exemplu, Michael Jordan, Bill Gates, Oprah, etc. Multe persoane care se găsesc în clasa de sus încă lucrează, însă jobul nu este metoda de venit primară. Apoi avem clasa de mijloc. Aici intră persoane care au ca venit principal locul de muncă, însă venitul lor este mare. Putem include aici doctori, avocați, antreprenori, etc. Iar în final avem clasa muncitoare, compusă de cele mai multe ori din persoane care își obțin toate veniturile din joburi low income. Lucrători în fabrică, lucrători în agricultură, șoferi, etc. Însă vedem o diferență majoră inclusiv în clasa de sus. Spre exemplu, Michael Jordan are un net worth de 1,7 miliarde, dar Bill Gates de 122 de miliarde. Deci probabil că Bill Gates îl vede pe Michael Jordan ca pe un sărac ordinar. Și mergem la numărul 5, țările bogate. Aici cred că putem include toți membrii G7. Canada, Franța, Italia, Germania, Japonia, UK și US. În topul țărilor care au cel mai mare PIB, pe primul loc este SUA, care coincidență este și locul unde există cei mai mulți milionari. Iar pe locul 2, China, unde la fel coincidență stau cei mai mulți miliardari. La polul opus, Burundi este cea mai săracă țară din lume, cu un venit estimat per cap de locuitor de 265 de dolari. Mai mult, 40% din veniturile țării se bazează pe ajutor extern. Și acum trecem la ideea de bază a clipului. Dacă vezi Lambo și Ferrari pe internet la oameni și auzi că cursul lor te va duce la libertate financiară sau independență financiară, sau ai doar 3 pași simpli să intri în programul ăla excelent pe care l-au creat băieții ăștia pentru tine și te așteaptă să te alături în private jet-ul lor, cel mai bine este să fugi. De fapt, nici nu mai aștepta. Dacă auzi libertate financiară, fugi. Da, am și eu o platformă de e-learning, dar este exact ce se aude. Platformă online unde înveți. Nu înveți să devii bogat. Înveți să dezvolți o afacere de la zero. Înveți despre cripto și fundamentale, ce am învățat și eu până acum și colegii mei. Înveți să faci investiții pe termen lung, ceea ce eu am început să fac. Înveți ce naiba sunt alea NFT-urile și care este de fapt tehnologia din spate care le conduce. Înveți partea de marketing, înveți social media monetizing, înveți. Și da, puteam să scriu mare la începutul platformei libertate financiară și să marketez totul de așa natură și făceam de 10 ori mai mulți bani până acum. Dar nu vreau să fac asta pentru că nu există și programele de genul ăsta sunt făcute pe termen scurt. Am dezvoltat platforma asta pentru că vreau să fie aici și după ce mor. De asta am adus oameni care să predea chestii în plus și mi-am format o echipă care să aibă grijă de tot. În cazul în care eu, Doamne ferește, într-una din zilele astea... Dar pentru mine, definiția libertate financiară sună în felul următor. AMC, ești singur sau cu persoane la fel ca tine, pe o insulă, fără sistem bancar, fără bani, doar cu troc, unde prindeți pur și simplu pește în fiecare zi și culegeți banane. Și sunteți fericiți, e ok. Da, știu că libertate financiară a mai fost folosit la modul la care venitul tău pasiv îți asigură toate cheltuielile lunare, adică cheltuielile pentru trai. Îți asigură timp liber și îți asigură vacanțe și nu mai ai bătaie de cap, nu mai trebuie să muncești pentru bani. Însă, nimic nu rămâne pasiv forever. Afacerile dau faliment.
Băncile închid și ele la un moment dat sau măresc dobânzile. Vezi situația actuală. Și chiar dacă vei ajunge să ai venitul ăsta pasiv, nu poți să nu mai muncești niciodată. Nu poți să nu rămâi activ, să stai pur și simplu la soare și să-ți cumperi mai taiuri în fiecare zi, să mănânci, să te plimbi și să dormi. Ce viață e aia? Nu simți că mai ai niciun rost pe planetă. Ceea ce văd oarecum la tineri. Vreau libertate financiară, vreau să mă retrag la 28 de ani. Să te retragi din ce? Din viață? Trebuie să-ți găsești mereu de lucru ca să nu înnebunești. E clar că munca trebuie să devină din ce în ce mai smart, să-ți ocupe din ce în ce mai puțin timp și să-ți dea din ce în ce mai multe reward-uri. Dar tot trebuie să fii activ. Deci la fel și partea cu venit pasiv este un mit. Tu practic îți dai banii cuiva în care trebuie să ai încredere și băiețașul ăla sau firma respectivă nu trebuie să dea faliment. Și ghiși ce? Afacerile dau faliment. Deci ca recomandare pe final de clip, nu mai căuta libertate financiară. Nu există libertate financiară sau venit pasiv în adevăratul sens al cuvântului. Caută să fii din ce în ce mai bun într-un domeniu, să evoluezi constant. Munca să fie din ce în ce mai smart, timpul liber din ce în ce mai mult și roadele muncii tale din ce în ce mai mari. Ăsta să fie singurul focus. Pentru că libertatea financiară nu există. Așa că mersi că ai rămas până la final, nu uita să dai subscribe și like la clip. De ce? Pentru că ajută canalul să crească și pe tine să te faci mare. Și voinic, bineînțeles. Și îți recomand să vezi și vlogul meu anterior despre recesiune, adică perioada prin care trecem acum, pentru că perioada de genul ăsta ne dovedește practic că nu există libertate financiară sau venit pasiv. Totul ajunge să se împută la un moment dat. Iar pentru mai multe resurse de educație te uiți în descriere. Noi ne vedem în clipul următor.